har și un gând. Am auzit o voce blândă, iubitoare răspunzând. Te-am rugat să-mi dai lumină, călăuzire înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate mi-ai spus numai atât. Așteaptă. Să aștept? Când să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă? Urechea ta n-a auzit? În genunchi, a câta oară te-am implorat un semn să-mi dai? Vreau un răspuns la rugăciune. Spune mergi? Sau spune și stai? M-ai învățat să vin la tine, să cer, să cred și voi primi. Ai promis că ești cu mine să mă ajuți oriunde aș fi. Dar mă simțeam singur și strigam. Tu răspundeai în șoaptă, cu dragoste și cu răbdare. Copilul meu iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul mi se părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință. Să mai aștept? De ce să aștept? Atunci te-ai coborât la mine, m-ai privit în ochi, plângeai. Mi-ai spus, doream un semn, o voce, atât e tot ce doream. Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer. Aș fi putut să aprind văzduhul, să-i împiez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce s-are să fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu m-ai întâlnit pe mine. Nu ai putea să simți iubirea cu care înconjor pe sfinți. Nu ai putea primi puterea pe care o dau celor înfrânți. N-ai așteptat tăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simțit odihna sfântă venită în urma încercării. N-ai ști să umbli prin credință, nu mai vedea că-s lângă tine. Inima ta cea zbuciumată nu s-a mai odihnit în mine. Nu ai cunoaște revărsarea iubirii mele pe deplin când Duhul Sfânt îți umple viața cu pace și cu har divin. Dacă durerea ta ar ține o clipă, nu ai lupta. Nu ai cunoaște biruința ce poți să o ai prin jertfa mea. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. N-aș mai putea să fac din tine o perlă în comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dar e să mă întâlnești pe mine. Chiar dacă nu găsești răspunsul și viața